Bună, vărsător, și bine ai venit la previziunile pentru săptămâna 12-18 februarie. Acestea sunt valabile atât pentru cei din zodia vărsător, cât și pentru cei care aveți luna sau ascendentul în această zodie. Iar dacă rezonezi cu mesajele, te invit cu drag și la partea bonus. Acolo discutăm pentru fiecare zi în parte ce ți-aduce, clarificăm cărțile de tarot, îți ofer și un sfat din partea îngerilor romantici, îți răspund la o întrebare pe care tu mi-o vei adresa, iar în final vedem surpriza pentru vărsător în această săptămână. Bun, dragi vărsători, este o săptămână interesantă. În primul rând o să simțiți așa ca o ușurare, începând cu 13 februarie și până prin martie încolo, vărsătorul se simte invincibil, vărsătorul se simte bine. Vedeți că este o perioadă bună în care puteți să vă distrați, să vă simțiți bine, este o perioadă bună în care, cum să vă zic eu, vă puteți relaxa, da? Aveți foarte multă energie acolo și ar fi bine să faceți ceva constructiv cu ea, da? Cum ar fi să investiți energia aia într-un proiect, cum ar fi să încercați să vă investiți energia respectivă în relația cu partenerul, să faceți sport, să vă relaxați. Este și o perioadă în care este adevărat vărsătorul o să fie mai sensibil așa din fire, în sensul că o să te enervezi mai ușor, dar poate este și un moment, dragi vărsători, să mai luați și voi niște hotărâri, da? Poate e momentul să vorbiți, să acționați, da? Nu doar așa la nivel teoretic, că nu funcționează. Trebuie să abordați lucrurile, practic vorbind, da? Practic vorbind. Și poate, na, sunteți împinși de la spate. Pe de altă parte, este o săptămână în care se întâmplă acolo o mică mare minune legată de o femeie, da? O femeie îți dă o veste sau este un moment intim acolo cu partenerul în care vă spuneți lucruri, vă apreciați unul pe celălalt sau puteți să treceți printr-o perioadă în care e nevoie să vă apreciați mai mult pe voi sau să apreciați mai mult partenerul. Pe de altă parte, tot săptămâna aceasta vărsătorul va acționa într-un mod destul de dur, destul de asumat, aș zice eu, și este o săptămână de putere, da, pentru vărsător. Ce v-aș ruga e să încercați să vă temperați puțin, da? Pentru că o să aveți senzația așa că sunteți invincibili și este important să vă vedeți puțin de voi. Da? Și unii vărsători poate vă treziți cu vreo responsabilitate pe cap, alții poate chiar să fie un moment în care luați atitudine și nu vă mai lăsați acolo călcați în picioare, cum s-ar spune. Da? Să acționați acolo destul de dur și tot săptămâna aceasta, da, Venus se mută și ea în zodia voastră, deci asta e bine, începând cu 16 februarie și o să vedeți că o să străluciți, o să atrageți iubirea, o să vă simțiți bine, toată lumea o să vă facă complimente, o să arătați chiar într-un mod fabulos, cine știe, unii vărsători vă apucați și vă faceți o schimbare radicală în modul în care arătați. Nu știu, vă schimbați culoarea părului, vă schimbați dieta, vă schimbați multe, multe lucruri. Na, treceți printr-o perioadă în care apar tot felul de schimbări, da? E ca și cum vărsătorul începe să-și dea seama de valoarea pe care o are și atunci începe să aibă pretenții. Și na, este și o perioadă în care spui și tu lucrurilor pe nume și iar nu convine asta, da? Că na, când spui lucrurilor pe nume, oamenii na, nu sunt chiar atât de încântați de situație, că nu toată lumea suportă, da? Trebuie să lăsați deoparte teama asta de schimbare pentru voi, da? Pentru că este o săptămână bună, aș zice eu, cu foarte multe evenimente, atât în relația cu rudele, în relația cu șefii, atât în plan personal, cât și foarte multe evenimente pentru vărsător săptămâna aceasta, care pot ține și de partea spirituală, de ce nu? Deci multe, multe, multe schimbări, iar vărsătorii care vă știți prin relații toxice, e posibil săptămâna asta să vi se pună pata și să ziceți gata, până aici sunt și eu om, vreau asta, vreau asta și cu cealaltă. Fie sunt anumite lucruri care se închid în viața voastră, fie voi sunteți cei care puneți punct la anumite situații, da? Puneți punct la anumite relații, la anumite lucruri, da? Care se petrec în viața voastră. Și asta e ok, e ok. Cam atât în mare parte, hai să vedem și arhanghelii ce zic. Da? Este o săptămână frumoasă, să știți, o săptămână în care ușor, ușor vă reveniți, vă recăpătați energia, lucrurile se mai așează, deci o săptămână bună pentru vărsător. Ia
Ia uite, avem vindecarea spirituală. Numerele importante, 2, 4 și 22. Culorile importante, verde, roz, galben, auriu, iar Arhanghelul Rafael este cel care ție îți oferă un dar, o ghidare. Susțin orice proces de vindecare naturală a afecțiunilor trupului tău și a rănilor tale sufletești. Sunt un maestru al regenerării ființelor umane. Susțin acțiunile de purificare și de exorcizare. Deci vărsătorul reușește să se vindece săptămâna aceasta, reușești să găsești un leac, reușești să găsești ceva miraculos pentru sufletul tău, da? Poate este vorba despre o vindecare sufletească, poate reușești să găsești o soluție la o problemă de sănătate, dar foarte mulți vărsători reușiți să vă reinventați, reușiți să vă regenerați, da? Sunteți într-o săptămână în care lăsați toate relele în urmă și luați viața înainte, e ca și cum o luați de la zero. Foarte frumos. Să vedem tarotul ce zice pentru vărsător, ce trebuie voi să știți. 12-18 februarie pentru vărsător. Ce trebuie să știți? Da, să știți că anul ăsta, ziua îndrăgostiților, e ciudat tare, da? O să fie cu multă pasiune, o să fie cu multe ruperi, cu multe adevăruri. E cam ciudat acolo, dar o să discutăm. Da, o să discutăm. Vărsătorii singuri, poate chiar chestia asta o să vă determine anul ăsta să faceți o schimbare în viața voastră, da? Să faceți o schimbare. Ok, a început citirea pentru vărsător. Wow. Ok. 3 de spade. Cavalerul de spade. Nu, regele de spade. Ce faceți aici, dragilor? E ceva ce nu vă place, legat de muncă, legat de viața privată. Poate are legătură cu niște gânduri pe care vi le-ați făcut, niște planuri, niște idei aici pe care le aveați voi în minte și acum vedeți că nu prea sunt reale. Regele de spade. Poate să fie o hotărâre care se ia la nivel de instituție, la muncă. Pot fi niște legi care se dau. Sau poate discutăm despre niște strategii pe care cineva le are aici făcute. Unii puteți avea legătură și cu o altă zodie de aer. Poate un, știu, o balanță, zodia Gemeni, poate un alt vărsător. Dar ce văd eu aici este că se fac niște planuri, se fac niște strategii. Nu știu, parcă cineva e dușmănos, e cineva aici supărat. Regele de monede, la baza manifestărilor tale, o legătură cu o zodie de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn, te axezi foarte mult pe planul material, pe planul fizic în această săptămână. Ai o persoană pe care te poți baza, este o persoană sinceră, o persoană asumată, cineva care ia lucrurile încet și sigur. Apoi avem 7 de monede în inima ta, deci te uiți spre ceva, poate spre o moștenire, spre o sumă de bani. Unii vărsători, poate vă gândiți serios să mergeți, nu știu, să analizați ceva din trecutul vostru. Alții poate sunteți puțin bulversați așa, da? Nu sunteți hotărâți aici să faceți un pas. Nu sunteți hotărâți, adică nu vă văd hotărâți să mergeți într-o anumită direcție. Pentru că, uite, și în mintea voastră e luna, o legătură cu zodia pești, dar e și ceață totală. Da? Deci vărsătorul nu vede lucrurile clar, mai ales din punct de vedere profesional. Pot fi niște încurcături sau pentru alții dintre voi putem să discutăm și de un moment în care poate sunteți mai sensibili din fire sau poate vă stresați mai mult pe muncă, pe viața voastră. Știți cum, dragi vărsători, nu e o săptămână în care trebuie să stați să așteptați. N-aveți ce să așteptați, da? N-aveți ce să așteptați. Trebuie să acționați, așteptarea nu mai merge. Da? Eu vă înțeleg perfect că și eu tot zodie zodie fixă sunt ca și voi. Nu sunt vărsător, sunt taur, dar e complicat pentru noi cu schimbările, e complicat, nu ne plac, dar deci eu vă înțeleg, nu vă critic.
Avem aici, uite, valetul de monede. Aici apar niște studii, niște cursuri, intri în contact cu persoane mai tinere, persoane care studiază. Pot apărea și noi oferte de muncă și tu ești aici cam indecis, adică nu știi încotro să te duci. Îndrăgostiți, o legătură cu zodia Gemeni, da? Ia uite, dar și o persoană care se simte atrasă de tine, cineva care are de luat o hotărâre importantă. Doar că pe tine, nu știu, te simți puțin plictisit. Poate ai obosit într-o așteptare, dar în același timp e puțin complicată povestea cu schimbarea asta. Justiția, o legătură cu zodia Balanță, dar și o decizie importantă care se ia la muncă. Poate ai de rezolvat niște chestiuni legale și nu prea știi cam care e rezolvarea. Din punct de vedere personal, poate să apară cineva nou, doar că, nu știu, parcă vărsătorul zice, băi, dar sunt comod așa cum sunt, da? Să stau, să mă mai gândesc, să mai analizez, să văd ce se întâmplă. Na. Poate să fie și o săptămână în care vărsătorul reușește să rezolve ceva vechi, da? Ceva vechi. Da. Văd doi regi, deci nu știu, poate mai e cineva implicat, cineva din familie, un prieten, cineva care se bagă. Da? Dragi vărsători, acestea au fost previziunile generale pentru următoarea săptămână. Eu îți mulțumesc pentru atenție, te îmbrățișez cu drag, îți mulțumesc că mi-ai stat alături până la final. Sper din suflet să-ți fie de folos informațiile și dacă ai rezonat cu mesajele și vrei o analiză cu mai multe detalii, te invit cu drag și la partea bonus din comunitatea acestui canal. Acolo o să discutăm despre fiecare zi în parte ce ți-aduce, clarificăm cărțile de tarot, îți ofer și un sfat din partea îngerilor romantici, îți răspund la o întrebare pe care tu mi-o vei adresa, iar în final vedem surpriza pentru tine în această săptămână, dar vedem și niște mesaje bonus pentru ziua îndrăgostiților. Da? Te îmbrăcișez cu drag, îți mulțumesc încă o dată că mi-ai stat alături și să ne revedem cu bine și data viitoare. O săptămână frumoasă să ai!